Bacul de toamnă a fost fraudat și la proba de astăzi, cea la alegere în funcție de profil. Numai că nici bine nu a început examenul, că pe rețelele sociale au circulat subiectele cu tot cu rezolvări. Corespondentul Alev News, Andreea Burnar, urmărește subiectul. Bună, Andreea, ce informații ai despre câte licee este vorba? Mihaela, ministrul educației Sorin Câmpeanu, a spus că este vorba despre 5 licee din 5 județe, mai exact este vorba de 5 fel de clasă și urmează să se afle câți elevi au încercat și unii chiar au reușit să fraudeze bacul. Este o realitate și în ziua de astăzi că se copiază, cu toate că elevii nu au voie în sala de clasă cu telefoane. Iată că asta ne duce cu gândul la un singur lucru, Mihaela, că nu se fac verificările atunci când elevii intră sala de clasă așa cum trebuie. Poate elevii au două telefoane, pe unul îl predă, pe celălalt nu, sau știm că sunt multe dispozitive în ziua de astăzi, dispozitive de copiat. Sunt ei destul de inventivi ca să găsească metode. Ieri a fost proba la mate și luni la limba română. Au încercat și atunci elevii să copieze? Da, din cifrele Ministerului Educației avem așa, ieri la proba de matematică 29 de candidați au fost eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă, iar luni au fost dați afară din sala de examen 19 candidați și poate au fost și mulți alții despre care nu știm. Ce vreau să punctez, Mihaela, este că nu cred că în momentul de față elevii se așteptau să-i descopere oamenii, să știe cei de la Ministerul Educației ce fac. Să știi că grupul acela pe care au postat subiectele și rezolvările este public, m-am înscris și eu cu ușurință, nu știu ce a fost în capul lor, după părerea mea, pe scurt, ar trebui să fie pedepsiți, pentru că nu este chiar atât de greu în ziua de astăzi să dai un bac, nu sunt subiectele atât de grele, încât dacă te străduiești puțin să nu poți să faci față.